Dr. Dre nu trece prin cea mai bună perioadă a sa. Rapperul pe numele său, Andre Rommel Young, a fost internat în spital, iar vestea aceasta a fost folosită de hoți în avantajul lor. Poliția a fost alertată după ce 4 indivizi au încercat să-l jefuiască pe Dr. Dre. Planul lor nu a fost dus la bun sfârșit pentru că aceștia au activat din neatenție camerele cu infraroșu din casa rapperului. Acum hoții se află în arestul poliției. Dr. Dre a ajuns zilele trecute la spital, iar diagnosticul primit de la medici a fost anevrism cerebral. Echipa rapperului a vrut să îi liniștească pe fan și a postat un mesaj pentru aceștia. Mulțumesc familiei, prietenilor și fanilor pentru interesul și urările lor de bine. Mă simt bine și primesc îngrijire excelentă din partea echipei mele medicale. Voi ieși din spital și voi reveni acasă curând.